clădiri la Palatul Tuilerii și la Primăria Parisului. Dacă la Palat înțeleg, la Primăria Parisului n-am înțeles deloc de ce. N-avea nicio legătură. Deci uitați-vă, se vede ceasul de la etajul 1. Clădirea din stânga este cel mai vechi spital public din Paris, din 1230. Sigur că nu aceasta era atunci. Ea a înglobat clădirea de atunci, făcut de, evident, regele Ludovic al IX-lea, viitorul Saint-Louis, în același timp cu Sfânta Capelă, pentru care s-a ridicat Sfânta Capelă, întrucât trebuia să adăpostească corona de spine a lui Isus, care până să o construiască ei, a stat la Vincennes, în locul unde l-am plecat la misiune. Este și acum spital, Hotel Dieu, Casa lui Dumnezeu, se zărește un pic capela. Clădirea din dreapta este prefectura principală de poliție a Parisului și imediat apare Biserica Notre-Dame. S-au dat lupte foarte crâncene la sfârșitul al doilea război mondial ca să pună mâna pe arhivele nemților.